Bine ați venit la Clagemaua TV! Este Rusia ultimul obiectiv al tăvălugului revoluțiilor dirijate de către țările occidentale? Încă dinainte de criza din Crimea, Gerhard Wisniewski, un fost jurnalist pentru diferite ziare importante, la întrebarea pusă de o emisiune de radio iraniană, dacă obiectivul final al tăvălugului revoluțiilor dirijate de către Occident ar fi Rusia, a răspuns. Da, cu siguranță. Întreaga evoluție geopolitică indică direcția de est. Dacă luăm Africa de nord, de la Tunisia la Siria, sau dacă privim spre Europa, unde Uniunea Europeană colectează toate țările în direcția estului, iar Ucraina trebuie să devină următoarea bucățică. Sigur că toate aceste mișcări se îndreaptă către Rusia. Aceasta o știe și Putin. Aceasta fiind situația, vom observa dacă Rusia va fi obligată să se ridice mai decis împotriva acțiunilor revoluționare, inevitabil. Acest lucru va depinde de gravitatea situației geopolitice în care se va vedea pusă Rusia. Dacă eu înghesui un animal din ce în ce mai mult cu spatele la perete, în disperarea lui acesta se va vedea nevoit să se apere, chiar cu forța. Vă dorim o seară plăcută! La revedere!